Prieteni, vă salut și vă spun bun găsit! Sunt Claudia Mesea Paraschivescu și astăzi, la Teorii Incredibile, vorbim despre previziunile ale lui Edgar Cayce și Sfinxul din Giza. Statuia legendară ar ascunde adevărata origine a umanității. Marele Sfinx din Giza este o statuie faimoasă legată de Egiptul antic. Sfinxul este o statuie a unei creaturi mitice, asemănătoare unui leu cu capul unui rege egiptean. Statuia a fost creată dintr-un calcar pe platoul din Giza, aflat pe malul vestic al Nilului. Probabil reprezintă regele Khafra, care a condus vechiul regat al Egiptului între 2558 și 2532 înainte de Hristos. Deși unii istorici consideră că statuia a fost creată de Djedefre, fratele lui Khafra, care a încercat să îi ia puterea după moartea lui Khufu și a creat Marea Piramidă. Rămâne cea mai veche sculptură monument cunoscută din Egipt. Dar cine a construit Sfinxul și în ce scop? Care este vechimea lui reală? Este el contemporan cu piramidele de pe platoul din Gizeh? Și ce simbolizează structura sa hibridă om-leu? Faptele de bază despre Sfinxul din Gizeh sunt supuse dezbaterii, cum ar fi când a fost construit, de către cine și în ce scop. Cercetătorii și istoricii rămân în dezacord cu privire la cine a sculptat Sfinxul din Giza și când a fost el creat. Dar toți sunt de acord că este una dintre cele mai impresionante lucrări și rămâne una dintre cele mai mari sculpturi din lume. Au fost înaintate multe teorii în încercarea de a răspunde la aceste întrebări, dar puțini se apropie de adevăr. Mulți se întreabă care este numele original al Sfinxului, însă nu este posibil să se identifice acest nume pe care creatorii l-au dat Sfinxului, deoarece statuia din Giza nu apare în nicio literatură a vechii împărății egiptene. De asemenea, nicio inscripție nu conține detalii despre construirea statuii sau scopul său original. Numele de Sfinx a fost dat sculpturii în urmă cu 2000 de ani, după data general acceptată a construcției sale. Sfinxul din Giza a fost cunoscut sub numele de Horemaket în timpul noului regat al Egiptului, asociindu-l cu Dumnezeu Horus. Numele Sfinx este un cuvânt englez care a fost împrumutat de la un verb grecesc, care s-ar traduce prin cel care a ucis pe cel care nu a răspuns la ghicitoare. Conform celei mai populare convingeri, Marele Sfinx din Giza se estimează că a fost sculptat în jurul anului 2500 înainte de Hristos de către faraonul Khafra, care a construit Marea Piramidă din Giza. Giza ar fi putut fi ales drept situl adecvat pentru construirea Sfinxului, deoarece era popular cu conducătorii în timpul perioadei dinastiei timpurii din Egipt. Regele Khufu, care a urcat pe tron în 2589 înainte de Hristos, se pricepea la pietrele de lucru și a ales platoul Giza pentru a-și prezenta lucrarea prin construirea Marii Piramide. Când fiul său Khafra l-a urmat, el și-a început propriul complex de piramide lângă tații săi. Sfinxul din Giza este creditat lui Khafra deoarece fața statuii ar semăna cu fața lui. Unele teorii sugerează că Khafra intenționa să creeze o piramidă și nu o statuie, dar a optat pentru o statuie atunci când masa mare de roci a fost considerată necorespunzătoare pentru construirea unui complex piramidal. Oficial se consideră că Sfinxul are o vechime de 4500 de ani și că datează din epoca faraonului Khafren, anul 2500 înainte de Hristos. Descoperirile și cercetările realizate în ultimii zeci de ani contrazic însă concluziile egiptologiei clasice. Științe noi, precum geologia, arheoastrologia și astrobiologia, aruncă o lumină nouă asupra unei enigme care dăinuie de mai multe milenii. John Anthony West, un cunoscut egiptolog independent, a stabilit că eroziunea Sfinxului s-a datorat nu nisipului și vântului, așa cum s-a considerat multă vreme, ci ploii. El a ajuns la această concluzie pornind de la observația că eroziunea rocilor din structura Sfinxului a fost realizată pe verticală. Totuși, Sfinxul este situat în plin deșert, unde, de mai bine de 9000 de ani, nu a mai plouat. Descoperirile și concluziile lui West
au fost prezentate în 1992 cu ocazia Congresului Anual al Asociației Americane pentru Promovarea Științelor, în fața 247 de cercetători. Prezentarea sa i-a convins pe geologi, dar a ridicat semne de întrebare din partea egiptologilor. Cercetările lui West au fost continuate de către Robert Schock, doctor în geologie și geofizică la Universitatea din Boston. Studiile sale minuțioase l-au condus la aceleași concluzii. Eroziunea care apare în structurile vechi ale Sfinxului se datorează nu vântului și nisipului, ci apei. Este singurul monument din platoul de la Gizeh care a suferit o eroziune de acest gen. Concluzia ar fi că Sfinxul datează dintr-o epocă mai înaintată, în care aceste ținuturi aveau un climat temperat. Conform afirmațiilor doctorului Schock, Sfinxul nu poate fi contemporan cu piramidele. Cu siguranță că precede cu mai multe milenii civilizația egipteană. John Kutzbach, paleolog-climatolog la Universitatea din Wisconsin, a realizat cu ajutorul computerului o modelare climatică a zonei și apoi a comparat rezultatele cu datele geologice din teren. Datorită studiilor sale, se cunoaște la ora actuală faptul că, în urmă cu 10.000 de ani, în regiunea în care se află Sfinxul, precum și într-o mare parte din Africa, ploua regulat și erau lacuri întinse. Dacă ne bazăm pe această informație climatologică, reiese că Sfinxul datează dintr-o perioadă pre-egipteană. Pe de altă parte, dacă a fost construit aproximativ în anul 10.500 înainte de Hristos, în acea epocă, în fața sa răsărea exact constelația Leului. Conform studiilor efectuate de către arheoastrologi, acest monument pare să fi fost o reprezentare a unui leu care era orientat către proiecția sa de pe cer. Dar cum este posibil ca Sfinxul să fi fost construit la acea vreme? După reguli și cunoștințe astronomice de o asemenea precizie, când civilizația umană era de-abia la începutul epocii fierului. Examinând mai îndeaproape Sfinxul, lucrurile se complică și mai mult. Capul se află într-o stare mai bună decât corpul și este mai mic din punct de vedere proporțional. Ținând cont de mărimea labelor din față și trasând proporțiile reale, se obține un monument mult mai mare. Să fi fost capul Sfinxului cioplit de mai multe ori de-a lungul vremii? Aceasta arată din nou că Sfinxul nu avea cum să fie construit în timpul faraonului Khefren. Cel mult a fost restaurat atunci. Ce reprezintă atunci în realitate capul Sfinxului? Versiunea oficială susține că ar fi vorba despre capul faraonului Khefren. Inspectorul Frank Domingo de la Poliția din New York, expert în identificarea judiciară, recunoscut la nivel mondial, a studiat atât capul Sfinxului cât și pe cel al unei statui care îl reprezenta pe faraonul Khefren pentru a afla dacă cele două morfologii concordă. Concluzia sa a fost categorică. Morfologia capului Sfinxului este foarte diferită de cea a statuii lui Khefren. Ochii, forma capului, profilul, gura și bărbia sunt diferite și de morfologia rasei albe mediteraneene. Contrar așteptărilor, Sfinxul reprezintă un faraon de rasă neagră. Această descoperire poate explica de ce nasul și o parte din buzele Sfinxului au fost distruse. În perioada dinastiilor egiptene în care au domnit faraonii aparținând rasei albe, este posibil ca aceste elemente negroide din înfățișarea Sfinxului să fi fost distruse. Era o manieră de a se asigura că nicio ființă de rasă neagră nu va revendica titlul de faraon. Mai mulți conducători ai Egiptului s-au folosit de Sfinx în scopuri politice, restaurându-l și sculptând capul pentru a semăna cu propria lor efigie. Pentru civilizația egipteană, Sfinxul era un mare mister, când înfricoșător, când urât, când admirat, pentru că data dintr-o epocă ancestrală și ar fi putut să eclipseze întreaga putere a faraonului. Templul Sfinxului a fost construit din blocuri de piatră care cântăresc fiecare în jur de 200 de tone. Suprafața blocurilor de piatră este perfect netedă, iar blocurile au fost fixate la milimetru. Cum a fost posibilă în epoca fierului
asamblarea unor asemenea blocuri. În zilele noastre, pentru a ridica și a poziționa cu precizie un obiect de 200 de tone, sunt necesare între 5 și 6 săptămâni de pregătire, utilizându-se cele mai puternice macarale din lume. Pentru a așeza un al doilea bloc de piatră de 200 de tone, ar mai fi necesare încă alte 5 săptămâni de pregătire. Utilizând tehnologia actuală, ar trebui circa 500 de ani doar pentru a poziționa 5.000 de blocuri de acest gen. 500 de ani fără a lua în calcul timpul necesar cioplirii și extracției unor asemenea mastodonți. Ce să mai vorbim despre monumentele din platoul de la Gizeh, care conțin fiecare până la 2,5 milioane de blocuri de acest gen. Doar o tehnologie avansată ar fi permis construirea lor. Toate structurile antediluviene prezintă această caracteristică, anume asamblarea de blocuri gigantice este o constantă, așa cum putem constata și în cazul sitului arheologic submarin, descoperit în 1997 în largul Japoniei, precum și a structurilor din insula Paștelui. În timp ce Sfinxul din Giza este bine cunoscut astăzi, se poate presupune că era la fel de faimos în antichitate, dar acest lucru nu este cazul. Nu există nicio mențiune despre acesta în inscripțiile egiptene sau în orice material descoperit în Giza. Originea Sfinxului este în esență necunoscută și se bazează numai pe mai multe teorii. Se crede că statuia are puteri supranaturale, cu tuneluri sub ea care se conectează la rețeaua subterană. Sfinxul în sine este o întruchipare a antichității și a misterului însuși. Și ajungem astfel la previziunile lui Edgar Cayce. Cu mai bine de 60 de ani în urmă, Edgar Cayce a prezis că sub Sfinx va fi descoperită o încăpere în care se găsesc arhivele unei civilizații antediluviene, mult mai avansate din punct de vedere tehnologic decât a noastră. În 1992 au fost făcute publice analizele seismografice ale zonei situate sub Sfinx. Ele indicau faptul că o cavitate de 5 metri, săpată în piatră, există chiar în locul prezis de Edgar Cayce. La momentul actual, încă se mai descoperă astfel de cavități, existând o adevărată rețea subterană sub platoul de la Giza. Unii afirmă că Sfinxul ar ascunde intrarea într-un vast oraș antediluvian subteran, numit Gigal. Realitatea se aseamănă din ce în ce mai mult cu cele mai fantastice mituri. Simbol al inteligenței care are acces la mecanismele forțelor naturale și cosmice, Sfinxul ar putea fi foarte bine gardianul cunoștințelor care dezvăluie originea ancestrală a umanității. De unde provine însă această știință? Astronautul Edgar Mitchell considera că dacă geologia stabilește că Sfinxul este mult mai vechi decât se consideră la ora actuală, va trebui revizuită întreaga concepție despre ultimii 100.000 de ani de civilizație umană. Cu ocazia unei conferințe susținute în 1992 la sediul Națiunilor Unite din New York, cercetătorul Richard Hoagland face afirmații care merg chiar mai departe, prezentând imaginile înregistrate pe planeta Marte în 1976 de sonda Viking. Hoagland atrage atenția asupra existenței unei fețe pe suprafața acestei planete. Această imagine nu este rezultatul unor jocuri de lumini, ci este în procent de 99% o reprezentare intenționată a unei creaturi. La Gizeh, Sfinxul este reprezentarea hibridă a omului leu, simbol al inteligenței și al forțelor naturale. La fel stau lucrurile și pe Marte. Hoagland a împărțit în două imaginea feței de pe Marte. Copiind simetric jumătatea din dreapta, se obține o imagine antropomorfă. Copiind simetric jumătatea din stânga, se obține un cap de leu. Avem de-a face din nou cu aceeași ființă hibrid om-leu. O oglindă cosmică, un ecou marțian al Sfinxului de la Gizeh. Hoagland susține că fața de pe Marte are o jumătate de milion de ani.
să fie ea un alt mesaj al civilizației antediluviene, care popula Terra în urmă cu sute de mii de ani? Dacă Sfinxul este ultima dovadă tangibilă a acestei civilizații, atunci el trebuie să fie extrem de vechi. În 1996, cu ocazia unei conferințe la Universitatea din Bradford, David Percy, directorul european pentru misiunea pe Marte, stabilea vârsta Sfinxului la 247.000 de ani. Ce a mai rămas din acea epocă? Dacă au existat tehnologii mai avansate decât cele din ziua de azi, de ce nu au fost găsite utilaje, mașini, planuri, obiecte zburătoare, sisteme antigravitaționale sau de excavație ieșite din comun? Unii spun că din cauza unor calamități terestre care au distrus totul. Acest răspuns nu este totuși plauzibil, pentru că au fost găsite schelete de dinozauri, care datează din perioade mult mai vechi. Alții susțin că avem o concepție limitată despre ce înseamnă tehnologie. Cu cât o civilizație este mai avansată, cu atât tehnologia de care dispune este mai puțin perceptibilă și mai în acord cu legile și principiile universale. Răspunsul ar trebui, deci, căutat într-o cunoaștere în care știința și spiritualitatea fuzionează. S-a vorbit despre utilizarea Merkabaului pentru a construi aceste monumente gigant. Etimologic, Merkaba înseamnă câmp luminos, mer, spirit, ka, și trup fizic, ba. Unirea celor trei generează un vehicul sui generis, care poate transporta atât trupul fizic, cât și mintea dintr-o lume înalta. Merkaba este alcătuit din două piramide suprapuse, una cu vârful în sus, alta cu vârful în jos, care se rotesc în jurul individului pe aceeași axă, dar în sensuri opuse. Activat și accelerat până se atinge un prag luminos, Merkaba scoate individul de sub incidența constantelor fizice ale mediului înconjurător. Trupul nu se va mai supune legilor gravitaționale, iar spiritul va pilota această navă spațială individualizată, putând să călătorească unde dorește, de exemplu, de pe Marte pe Terra. Dar să ne întoarcem la Sfinxul de pe Marte. Rasa descrisă de Richard Hoagland, a cărei imagine apare în jumătatea antropomorfă a Sfinxului de pe Marte și în forma primară, negroidă, a Sfinxului de la Giza, a putut utiliza acest tip de transport interplanetar. Aceasta ar fi cauza pentru care nu există urme ale acestui voiaj, nici rachete, nici farfurii zburătoare, nici baze pentru lansare sau centre de control. Dacă această spiritualitate tehnică sau știință spirituală nu se supune constantelor fizice, spațiu-timp, pe care le cunoaștem, atunci excavația, transportarea blocurilor de sute de tone și construcțiile gigantice au putut fi realizate cu ajutorul ei. Generarea unui câmp antigravitațional sau modificarea structurii intime a materiei pentru a o ciopli după voie nu lasă deloc sau aproape deloc urme tehnologice. Singurele dovezi vizibile sunt operele titanice precum Sfinxul. Suntem atât de atașați de realitatea materială, încât am uitat de potențialul nostru infinit. Căutăm să facem cu ajutorul unor tehnologii materiale ceea ce spiritul nostru ar putea face cunoscând și utilizând legile cosmice universale. În realitate, este ușor să ridici un munte cu degetul mare de la picior, spunea Buddha în Saddharma Pundarika Sutra. Dragi prieteni, atât pentru astăzi. Vă mulțumesc ca de obicei pentru că ați fost alături de mine. Până data viitoare, aveți grijă de voi. Numai bine, pe curând!